discutăm despre un subiect fierbinte al acestor clipe prin care trecem cu toții în valul 4 al pandemiei. Pandemia în rândul copiilor, alături de domnul profesor universitar dr. Mihai Gafencu. Bună ziua, bine ați revenit la Tableta de Sănătate. Salut, mâna, mulțumesc de invitație. Domnule profesor, pe parcursul anului trecut și la începutul acestui an exista măcar o zonă în care eram cât de cât relaxați. Știam că, în rândul copiilor, chiar dacă se infectează cu noul coronavirus, formele nu sunt severe și poate riscul de infectare nu este foarte mare. Eram, în calitate de părinți, un pic liniștiți pe parcursul anului trecut, măcar din această zonă. Nu mai suntem așa astăzi, pentru că vedem noua variantă Delta și unele forme, din păcate, severe în rândul copiilor. Care este situația, domnule profesor? Exact cea descrisă de dumneavoastră. Acum ar trebui să și pricepem explicația lucrurilor ăstora și ceea ce am încercat în ultimele zile, săptămâni să fac este să înțelegem că de fapt acest organism, virusul, el suferă mutații continue, tocmai prin trecerea prin organisme vii, inițial probabil presupunem că au fost, fiind o zoonoză presupusă, au fost animale, mamifere unele și acum omul. Și el, la rândul lui, dând naștere la mutații. Și ce trebuie să înțelegem este că ceea ce experimentăm acum, noua tulpină Delta, era previzibilă, lesne pentru virusologi și medici care mai și pun mâna să citească. Asta știe să facă el, să se tot transforme pentru a deveni mai contagios. El nu vrea neapărat să ne omoară pentru că suntem gazdele lui. El vrea să ne îmbolnăvească pe cât mai mulți. Una dintre mutații i-a ieșit. I-a ieșit foarte bine această tulpină Delta virusului, pentru că ne infectează mai abitir decât toate celelalte tulpini, respectiv infectează nu într-o 3 din 10, ci 7 din 10, știe să fie aproape la fel de infectant ca cea mai contagioasă boală a copilăriei, mă refer la varicelă, și dacă pomenim de bolile copilăriei, trebuie să mutăm discuția și la virusuri care, mutații producându-se cu ele, intră în zona nevaccinaților. Ei acolo se desfășoară înotând pe spate, dându-se peste cap și transformându-se în aceste tipuri de tulpini extrem de virulente. Exact în populația cea mai mare a Asiei de Sud a reușit această tulpină să obțină până acum recordul de infecțiozitate, de contagioze din toate tulpinile de până acum. Este poate un final, este poate tot ce a reușit mai bine. Sper să nu mai fie populații nevaccinate de ordinul miliardului, ca și în India, și să aibă la îndemână doar populații quasi-dezinformate, parțial inconștiente, în diverse popoare ale lumii, parțial și la noi acasă. Exact asta. În timp ce ne spuneați lucrurile astea, mă gândeam la o campanie de vaccinare care se face în vestul Europei și care întreabă așa: ai văzut vreun copil bolnav de variolă? Ai văzut vreun copil bolnav de poliomielită? Nu. De ce? Pentru că vaccinurile funcționează. Da, este o campanie inspirată, din nefericire, la gradul de acceptanță scăzut al populației române nevaccinate. Cred că nici aceste argumente nu vor avea succes. Am experimentat, aproape pot să spun, oprobiu public pe Facebook, eu personal, când am fost un om care a pledat și am participat la conferințe organizate chiar de mine și de mulți colegi de-ai mei sau cele din București ale domnului profesor Rafila, un coleg reputat, sau cele organizate de Salvați Copii în diverse locuri, având ca temă vaccinurile de până la coronavirus, pentru că ați spus de boli dispărute. Și nici acolo nu pot să spun că am reportat un succes. A fost, într-adevăr, o bătălie, mi-au adus multe injurii și multe atacuri și multe suspiciuni de interese medicale deasupra cărora mă aflu prin însăși specialitatea, căci noi, pediatrii, noi nu vaccinăm și nu avem voie să recomandăm vaccinuri în masă, cum ar veni. Sigur că îl recomand ca medic și încerc să-l recomand ca om care lucrează în Salvați Copiii și știe cum la întâlnirile noastre mondiale, acum, chiar după masa aceasta, avem una cu tema vaccinurilor, ni se cerșesc de către țările sărace. Și dacă e să atingem punctul ăsta într-o secundă, două sau trei, trebuie să fim conștienți că ceea ce avem noi în România, fiind UE, și dându-ni se un număr pe care aproape l-am privit cu dispreț de mare de vaccinuri, înseamnă un cozonac, după expresia românului, imens, pe care noi nu-l apreciem. Întâlnirile noastre cu țări africane sunt întâlniri la care oamenii ăia se târăsc în genunchi, sigur, figurat exprimându-mă, pentru câteva zeci de mii de doze de vaccin în plus. Pentru că acolo riscul de moarte este enorm, populația nevaccinată și resursele financiare nu-ți permit să alegi cozonac cu nucă, cu cacao, cu frișcă sau cu stafide, cum am avut noi 4 feluri de vaccini plătite de țara noastră, de fapt tot de noi care muncim prin impozitele care sunt plătite pentru sănătate. Asta ar fi trebuit să înțeleagă omul. Da, nu se întâmplă însă așa în multe situații, din păcate, și atunci când discutăm despre un copil infectat cu noul coronavirus, putem să ne așteptăm la anumite semne particulare pentru că suntem în sezonul virozelor. Copiii s-au reîntors la școală sau se duc la diferite activități și de foarte multe ori poate că părinții atunci când discutăm despre COVID trăiesc și anxietate în tot acest context. Putem să identificăm anumite semne specifice în cazul infecției COVID-19? Aici foarte inspirată e întrebarea dumneavoastră, pentru că răspunsul ar fi nu, dar ceea ce este foarte important în ridicatul mingii la fileu, să spun așa, este faptul că de unde la început știam cu toții simptomele și încercam să discutăm mult despre pierderea senzației acurate de miros sau pierderea gustului și alte lucruri care apoi le discutam că au legătură cu reacția organismului la boală, cu eficiența anticorpilor formați și manifestări respiratorii de care ne speriam. După aia am văzut cazurile grave care erau furtuni imunitare și care erau un fel de luptă pierdută autoimună cu această coronaviroză. Acum la copii avem din ce în ce mai multe debuturi digestive care nu ne confuzează pentru că ele sunt cuprinse și în documentele recomandate medical și de Uniunea Europeană și de Ministerul nostru de resort și care fac parte din diagnosticele care ne îndreamnă să-i considerăm simptomatici COVID și să-i testăm PCR. Adică paleta de simptome nu mai este doar respiratorie. Sigur că toate presupun reacția normală a organismului nostru și asta tot timpul am repetat-o mamelor, pacienților mei. Nu combateți febra. Lăsați-o până la o anumită valoare de hipertermie să-și facă treaba, pentru că de fapt ea ne-a apărat istoric în fața organismelor de acest gen. Și atunci, acum întorcând situația, febra este prima care se manifestă sau subfebrilitatea și de aici starea de rău, durerile musculare, cefalea, manifestările respiratorii, în principal tusea și apoi cele care agravează totul spre dispnee, cum spunem noi, lipsa de aer și mai nou, din ce în ce mai multe forme cu turnură digestivă, să-i spun, cu diaree, cu vărsături, cu dureri abdominale. Nu în ultimul rând trebuie să înțelegem două lucruri. Că furtuna asta pe care o are adultul de-l duce la deces, în numărul acesta extrem de mare, este și la unii copii manifestă. Și atunci noi am încadrat lucrul ăsta în ceea ce numim PIMS de anul trecut. Un sindrom de activare atât de puternică imunitară, polimanifestă, deci un echivalent ca la adult, dar, desigur, cu răsunet mult mai puțin zgomotos și cel care nu a condus în cele 11-15 cazuri câte am avut în terapie intensivă medicală anul trecut, mă refer la anul trecut, la valurile 1, 2, 3, și care acum deja se manifestă din ce în ce mai frecvent, pentru că răspunsul complet trebuie să conțină cifre. Da, colegii noștri de la Spitalul Județean, Clinica Bega, au cazurile, să zic așa, medii și ușoare, unde nu mai au locuri constant de cel puțin 7 zile, ne tot rugăm sau, să spun așa, insistăm pentru preluarea unor cazuri pe care le distribuim noi urgența din Spitalul de Copii Louis Țurcanu și care, desigur, se lovesc de capacitățile limitate ca număr, un număr pe care foarte puțin dintre noi l-am anticipat. Chiar personal, vă spun foarte sincer, nu am crezut că un număr de 12, 15, 4, 20 în județul nostru nu va fi suficient. Chiar discutam cu directorul DSP, care era de o altă părere, nu știu dacă nuanțat științifică sau pur și simplu pentru că a participat foarte atent în tot anul ce a trecut la toate evenimentele acestea și a avut intuiția asta, mi-a spus, n-or să ajungă. Și iată că a avut dreptate. Și cu Flavius Cioca, că de el e vorba, discutam că, într-adevăr, acum clar nu ne mai ajung aceste 12 paturi pentru copii, pentru cazul medii și... Noi deschiseserăm anul trecut, în primul val, 4 paturi de terapie intensivă care au avut în 6-7 luni vreo 4-5-6 copii. Sigur, toți cu comorbidități, nu mă refer la PIMS, că de-aia am spus că trebuie să le separăm. Cazuri severe COVID, care au fost, unul chiar a fost un decedat copil îngrijit de mine anul trecut și nu eram director medical și eram chiar practician lângă capul copilului, un copil dializat, destul de dificil caz, preluat din altă țară și care a decedat, a fost și singurul copil decedat în perioada aia, în partea asta de țară, dar care era atât de grevat de boli serioase, inclusiv necesarul de dializă, deci rinichii stricați complet, că nu pot să spui că COVID-ul l-a doborât. Asta a fost anul trecut. Acum încă, slavă Domnului, nu ne-am confruntat cu decese, dar avem mult mai rapidă. Toate paturile au fost toate 4 paturi pline, acum sunt 3, și care arată că în o săptămână jumate de adresabilitate mai mare, noi va trebui să facem față unui, nu știu, viitor destul de sumbru. Pentru că ceea ce trebuie să fim conștienți cu toții este că acum este primul văluț din valul 4. Este prima parte. Noi ne vom confrunta cu marele val 4 cam în 10 zile, 14-15 zile. După mijlocul lunii acesteia. Atunci nu știu ce vom face. Pentru că e clar că și acum deja cu miile de cazuri pe care se chinuie efectiv colegii noștri din terapiile intensive din țară, deja sunt depășite ca număr și deja nu mai avem și deja redistribuim de zile în șir cazuri prin țară și mai nou va trebui categoric să apelăm la alte țări. Asta este tragedia. Pentru un popor, partea UE care a avut la dispoziție absolut orice vaccin și-a dorit. Și repet, lucrurile astea trebuie să li se explice oamenilor. Că virusul, dacă trece printr-o populație nevaccinată, el știe să se modifice, având plaja aceasta. Asta trebuie să li se explice, faptul că copiii, sigur că nu au murit de COVID. Nu au murit de COVID efectiv până acum. Au fost procente sub 0,5% de decese pe plan mondial în primele 3 valuri. Noi încă nu știm ce face această variantă. Nu știm, acum o desțelenim. Așa cum la început ne-am speriat de mai orice, după care ne-am liniștit și cei care citim toată ziua, și asta facem mai mult, că în facultate râdeam cu colegii mei despre ce Dumnezeu e drăcovenia asta prin care trecem. Acum, iară suntem ușor presperiați că nu știm ce ne rezervă acest tip de tulpină. Știm clar că este mai contagioasă, știm clar că infectează și vaccinații, știm clar, bine, dar vaccinații, și asta iară este o informație care trebuie înțeleasă de toată lumea, vaccinații nu ajung în terapiile intensive sau ajung în proporții infime de nici 5-10%. Acești vaccinați nu mor. De-aia este bine să înțelegem că pe lângă o preliștea pe care o aveam pentru tulpinile de până la Delta, cine știe dacă o să ne ajungă alfabetul grecesc pentru câte tulpini o să mai vină, sperăm că da, și o să se limiteze lucrurile astea, tocmai prin populația trecută prin boală sau prin vaccin care să limiteze transformarea asta pe care virusul o are în exact materialul genetic. El asta, repet, știe să facă. No. Și dacă am înțeles corect această distinție foarte importantă pe care ați făcut-o legată de cazurile severe care se regăsesc în rândul copiilor cu comorbidități și reactivitatea aceea crescută, PIMS-ul de care aminteați, care se regăsește nu neapărat în rândul copiilor cu alte patologii. Da, exact asta am vrut să spun. Și în urmare, orice copil, din păcate, este susceptibil la o astfel de formă. Exact. Și acum le avem, chiar astăzi ni s-a adresat un copil, nici nu știu dacă am găsit loc pentru el, pentru că se întâmplă și un alt fenomen îngrijorător și neplăcut, de care toată lumea mă întreabă și ca să nu vă fac să întrebați și dumneavoastră îl pomenesc eu, este nevaccinarea personalului auxiliar în mare parte medical, nu neapărat doctorii. Că doctorii și asistentele care au înțeles și care au și o oarecare formare fundamentată medical, categoric s-au vaccinat, minus câțiva care sunt foarte puțini cu trecere prin boală și minus alți câțiva care rar de tot avem contraindicații reale și nu că sunt alergic la polen. Mă dau polenul pentru că e chiar alergia mea. Nu, astea ne interesează, pentru că alergic la polen nu face nicio reacție la vaccin în care are o structură proteică, ce nu are nimic în comun cu alergia la polen sau la graminee. Și atunci lucrurile astea explicate. Nu vă mai fie frică că, domne, am alergie și până acum, uite că nu m-am vaccinat cu X gripal. Da, și gripa omoară, da, și gripa era o parte de infecție care ne punea probleme și dădea decese tocmai la copiii cu comorbidități. Acum, această furtună nu e dedicată copilului. Sigur că e mai gravă la cei care au și alte boli, malformații, insuficiențe de organ, cum v-am dat exemplu pacientului meu cu rinichii. Dar da, trebuie înțeles că acum aceste forme de boală, pe lângă gradul de transmitere care afectează populația pediatrică, de ce? Pentru că este și o populație complet nevaccinată și peste tot în lume. Gândiți-vă că este un luptător care se uită ca la un joc pe calculator unde poate să găsească noi clienți pentru contaminat, nu neapărat pentru ucis. Și vede o populație în care el nu. Și atunci sigur că încearcă să fie eficient față de acea populație. Și sigur că asta nu înseamnă absolut nimic, pentru că copiii, într-adevăr, la primele tulpini, au transmis mai puțin, au făcut forme mai ușoare. Gândeam la înălțime, că se transmit la... Aveam tot felul de explicații. Acum, e clar că acum avem de-a face cu altceva. Nu știm încă să tragem concluzii, vom vedea, dar de aceea copiii trebuie vaccinați. Copiii de peste 12 ani, chiar în procente asemănătoare cu noi ar fi bine sau chiar mai mari, pentru că sigur vor fi niște vehiculi de transport al infecției în cadrul comunităților de bătrâni, în cadrul familiei, în cadrul familiei lărgite, iar mai apoi și cu vaccinul ăsta, iar trebuie explicat foarte clar. Nu e interzis la copilul de sub 12 ani. Pentru că toate celelalte vaccinuri pe care le facem, știți bine, cele ale bolilor copilăriei, se fac la vârstă foarte mică. Ele nu sunt cercetate. Condițiile de cercetare ale unui produs medical sunt mult mai severe la copii. În primul rând, gândiți-vă că trebuie acordul părintelui și tot felul de supravegheri, pentru că copilul, nedecizând el, trebuie să fie supus mai greu voinței adulților care fac teste pe el. Și atunci toate procedurile astea necesită niște timpi care iată au trecut doar pentru vaccinurile ARN mesager, pentru că ele au ieșit primele. Nu pentru că următoarele tipuri de vaccin nu o să se dea la copil, o să se dea, dar n-au avut timpul necesar studiilor. Acum am început cu 12 ani doar pentru ARN mesager tip Pfizer sau Comirnaty, cum se numește. O să scadă la 6 ani în curând și o să primim avizele pentru că sigur că s-au grăbit acest timp. Și am auzit păreri că bine, dar ce se întâmplă și ce matrapazlâcuri s-au făcut de aici așa de repede? Da, poți să privești așa sau poți să privești ca pe un miracol al științei. Într-adevăr, așa un efort major cum a fost cel făcut anul trecut de comunitatea științifică, de toți oamenii de la cercetători, sigur că cu un interes financiar. Cine produce ceva și de ce e rău lucrul ăsta? Pentru că dacă cumperi produse de aromaterapie, pentru că e următorul invitat. Și ele costă și ele îți fac plăcere și chiar te vindecă. Dar costă, că nu ți le dă nimeni pe gratis. Asta în condițiile în care nu te duci să te plimbi în parcul rozelor și miroși trandafiri. Dar toate costă și toate e normal să coste. Deci și ăștia vor să producă cu un profit. Deci ar dori ei altceva decât producătorul de lapte de oaie. Absolut. Și aceste vaccinuri au fost un miracol, prin viteză. Sigur că țările au încercat să meargă pe repede înainte și au dat niște avize, care apoi au revenit studiile și după aia le-au dat definitiv. Și sunt mai multe exemple de etape sărite. Nu sărite în detrimentul beneficiarului final. Dar toate lucrurile astea trebuie să explicate nu de un medic practician ca mine. Trebuiau explicate foarte clar în fiecare zi, inclusiv la televiziuni de stat, trebuiau spuse lucrurile astea în modul foarte clar și cu limbajul protestatarilor, care au un fond de cuvinte de maximum 100 și în momentul ăla orice, să nu-i spun cum, îl pricepe. Orice agramat sau orice analfabet funcțional pricepe, în primul rând că nu e scris și îi urlă cineva, niște cuvinte simple, cel mai des, repet, din cele 100 de cuvinte pe care le au în comun ei doi, ca personaje, și atunci noi venim și începem să le povestim despre cuvinte complicate pe care nu le explicăm și pe care după aia sigur că le poate specula orice om care spune minciuni. Și din toate lucrurile astea, plus pierderea încrederii în, să zic, preotul ortodox, educatorul de școală și medicul de familie, ăla vechi, care venea cu trăsura până în poartă, acum îți răspunde la telefon uneori. Toate lucrurile astea au făcut ca oamenii să-și găsească alte și alte locuri în care ei să aibă validările opiniilor proprii. No. Și am ajuns așa. Și oricum în profilul nostru psihologic, așa cum foarte frumos descria profesorul Daniel David într-o carte celebră, nivelul de neîncredere interpersonală și în instituțiile statului este unul foarte mare. Desigur, pe de altă parte că unele întrebări sunt pertinente și la acele întrebări încercăm să răspundem și noi aici în cadrul emisiunii, astfel încât părinții, cel puțin în cazul acestui subiect, să fie informați și să știe când să se adreseze specialistului, astfel încât să evite poate sau să prevină unele situații neplăcute. Știm că în toată această perioadă, revenind la ce se întâmplă în Timișoara și în întreaga țară, unitățile de primiri urgențe sunt bombardate cu cazuri. Probabil și copiii, cu certitudine adulți. Ați menționat febră, reacții respiratorii, digestive, dispnee. Când este momentul să ne adresăm unității de primiri urgențe? Dacă suntem acasă, copilul nostru are unele dintre aceste reacții, informăm medicul de familie. Care sunt pașii concreți pe care trebuie să-i facă părinții? Exact, mă pregăteam să vă spun că ați fost impecabil în subiectele ridicate sub forma întrebărilor, minus acesta ultimul, dar ați corijat răspunsul în ultimele cuvinte spuse. Nu unitatea de primiri urgențe trebuie accesată. Trebuie accesat medicul de familie. El este cel care distribuie totul. Cazurile, vaccinurile, ideea de a trimite copilul spre o unitate spitalicească, totul trece prin medicul de familie. El este cel care răspunde și trebuie să ne stea aproape și mai apoi acele centre de permanență pe care statul s-a îngrijit să le deschidă și să le avem, dar nu să le supravegheze ce activitate și câtă activitate au. Pentru că altfel, în acest moment suntem supuși unei presiuni majore în unitatea de primiri urgențe, adulți și copii, pentru că am făcut triaje multiple și adulții care au mult mai mult adresabilitate a populației adulte, dar și noi. Pentru că vine copilul cu bolile sezonului, vine cu alergie la ambrozie, vine cu astmul declanșat de 2 zile cu ceață, vine cu un accident la un sport școlar, vine cu în urma unei apendicite și ăștia trebuie să tratați. Că și aici este iarăși această reacție a întregului public la ceea ce a cerut prin vocea lui Raed Arafat limitarea internărilor. Omul, eu îl înțeleg că n-a vrut nimic altceva decât să ne protejeze față de ce va fi să fie în 2 săptămâni, adică țineți un pic de medici, nu odihniți, ci țineți-i de rezervă, pentru că dacă ăia pică prima linie, vor trebui să vină cineva în locul lor. Că am auzit o discuție la radio că dacă cum vine un stomatolog să intubeze, păi nu intubează la intubez eu, pentru că măcar atât știu din anii de practică pediatrică în gărzi și în urgențe. Stomatologul o să facă triaj, poate. Sau psihologul o să ne ajute, într-adevăr, să stea cu părinții de vorbă, dacă se pierd copiii. Și toți va trebui să facem față acestui val care nu are încă dimensiunile într-o țară nevaccinată ca noi clare la nivel de 3-4 săptămâni, o lună. Nu le știm pur și simplu nimeni. Și atunci omul s-a pregătit. Asta nu înseamnă că dacă vine astăzi o urgență, un accident de mașină, nu-l primim în spital și nu înseamnă de asemenea că vreo urgență, scrie foarte clar acolo, justificarea medicului. Tot timpul a fost justificarea medicului. Noi ne justificăm internările prin motivele internării și prin gradul de urgență, prin mai multe grade de urgență scrise. Acum se recomandă să protejăm spitalele tocmai luna aceasta, dar e valabil 30 de zile. Eu așa am înțeles. Numai că eu încerc să privesc fiecare demers al colegilor mei din absolut orice sectoare cu, nu optimism, ci cu bună credință, să cred că oamenii ăia se gândesc sau încearcă să prevadă cam cum va fi. Și da, semnele trebuie adresate medicului de familie. Este momentul în care, într-adevăr, medicii de familie, colegii noștri, de la baza sistemului pe care se bazează sistemul medical, medicina primară, își arată într-adevăr importanța. Este modul în care acum ei pot să ne facă să fim mândri de ei prin diagnostic corect, prin trimitere eșalonată, prin convingerea de vaccinare, prin toate lucrurile pe care dumnealor le au în grijă. Și o parte bună, inclusiv prieten personal pe care i-am, chiar o fac. Absolut. Așadar, medicul de familie este persoana resursă în această perioadă pentru părinți în cazul în care se sizează nu unitatea de primiri urgențe și nu așteptat până la ultimul. Și nu scrisul pe Google sau pe Facebook. Evident, evident. Există o vorbă, domnule profesor, care spune că oamenii tind mai degrabă să fie recunoscători pastilei care vindecă de o boală decât sfatului care îi previn de apariția acelei boli. Nu știam vorba, dar nu știu cât de adevărată e. Dacă ar fi să reluăm pentru părinți în special, care sunt măsurile în această perioadă de prevenție? În mintea mea sunt clare. După 12 ani avem vaccinul la dispoziție, prin urmare este firesc să apelăm la, în primul rând la acea modalitate, dar până în vârsta de 12 ani deocamdată nu ne putem vaccina copiii. Ei s-au întors în școală, unde de cele mai multe ori măsurile de protecție sunt respectate, copiii poartă mască, stau în bancă, poate că interacțiunile fizice nu sunt atât de dese, dar s-au redeschis bazinele și este foarte bine. S-au deschis sălile de sport și este foarte bine. Ce să facă însă părinții care au copii pe care îi duc la diverse activități extrașcolare în această perioadă? Să mai aștepte, să-i ducă, să fie atenți la mijloacele de protecție? Cum poți să faci sport cu masca pe față în cazul unui copil? Poate unele sporturi unde trebuie să fie în contact unul cu celălalt? Păi sunt aceleași reguli de bun simț, să le numesc, de la începutul pandemiei. Recomandările pe care apoi le-am încercat a le impune Ministerului de Resort în urmă cu peste un an și ceva pentru deschiderea școlilor. Spațiile trebuie să fie aerisite. Sportul pe cât permite vremea și chiar și când e vreme proastă. Am trăit câteva luni bune din viața mea, 10 de luni, în spațiul germanofil și acolo chiar pe iarnă, pe frig, ei fac sport afară. Ei nu au sălile de sport pline ca noi, că, Doamne, copilul trebuie să trage curentul și răcește să-i pun 3 căciuli. Nu, Doamne, lăsați copiii să se manifeste sportiv în aer liber. Dacă nu, atunci aerisiți spațiile. Distanța țineți-o, bineînțeles, e foarte greu când faci lupte greco-romane, dar nu cred că fac 70% din populația pediatrică aceste sporturi de contact apropiat. Apoi, desigur, bazinul de not, în condițiile în care nu ne folosim secrețiile pentru a ne urmări prin duș, nu cred că dacă în afară de salivă sau respirația față în față se pot întâmpla tragedii. Nici n-am auzit în tot acest un an jumate de pandemie o tragedie pătrunsă de natație sau de așa ceva, sau de un sport care presupune înnotul. Deci toate lucrurile trebuie să aibă bun simț. Și da, copiii trebuie să fie păstrați sănătoși. Și da, ei trebuie să fie feriți de toate celelalte boli și da, acolo unde se poate să-i vaccinăm, inclusiv antigripal. Pentru că suprapunerea celor două patologii a dat decese și aia e dovedit că afectează categoric organismul o gripă virulentă suprapusă cu COVID-ul. Deci toate lucrurile sunt de bun simț și da, aceeași vitamină C pe care putem să o dăm dacă dorim în soluții sau în tablete sau în ce vrem noi, dar putem să o dăm în citrice și sub formă de alimentație bazată pe vegetale. Sigur că toate lucrurile astea țin de bunul simț și de cum îți crești tu copilul. Sigur că ți-l ții sănătos și ți-l ții ferit, inclusiv prin mască, dacă nu îți dorești închiderea cu adevărat a școlii, pentru că sunt școli închise în țara noastră, pentru că au numeroase clase cu pacienți COVID, dintre copii, și acum dacă noi nu înțelegem cât rău, și aici intru pe un teren pe care nici nu-mi permit să intru, care e al dumneavoastră, cât rău, și aici eu nu pot să fac decât să vă spun ce am cercetat în Salvați Copii, nu am experiență, nu am legături cu psihologia decât prietenii și admirație. Și atunci pot să vă spun cât de rău au spus lor că le-a fost. Din miile de copii sondați, și au fost două cercetări masive de peste 7.000 de copii, întrebați de noi, în cadrul Salvați Copii, de sociologii noștri, domne, cum v-a fost? Și toți au spus același lucru. Nu ne-a fost bine. Plus articolul publicat de un enorm jurnal britanic, care arată clar că acuitatea vizuală după un an de pandemie în față cu calculatorul scade la copii și nu știm care-i drumul. Pentru că noi, medicii, tocmai le recomandam ultimii 20 de ani să nu stea în fața ecranului mai mult de 2 ore pe zi și acum îi obligăm să stea în fața ecranului. Nu e o atitudine pe care un părinte să poate să o înțeleagă. Și atunci mai bine suntem atenți și prevenim toate acestea. Prin alimentație sănătoasă, prin sport zilnic, prin expunere la aer curat cu fiecare ocazie. Deschideți geamurile cât de larg, pătrunde soarele, pătrunde lumina, pătrunde un pic de curent de aer bun și nu curentul care te trage, că nu te trage. Și pe de altă parte, sigur, trăiți sănătos și unde există variantă de vaccin, folosiți-l. Și sănătatea mentală, cred că sunteți în acord cu mine, este la fel de importantă ca și sănătatea noastră fizică. Mulțumesc frumos, domnule profesor! Cu drag!